nu curs de apă pudră și voluv, când fânul unduia până la brâu, când cerul era cer și norul nor, când verdele sclipea amețitor, când te întâlneai cu Domnul în pridvor, când te trezeai la ziua cel din tâi, cu soarele zâmbind la căpătâi, cerându-ți să-i vorbești și să-l mângâi, când noaptea ațipind zărei prin geam cum cade luna în ulm, din ram în ram, când te înveleai în vis ca într-un balsam, de mult, de mult, când drumul era drum, nu un infern de șanțuri și de cum, când drumul lin și alb și vălurit curgea din infinit în infinit, când erau tați și mame și copii, nu simple acuplări, ci căsnicii, când munții revărsau păduri și vii, când negura urca din văi piptil, când te culca săgeata unui tri, de mult, de mult, te căderai copii. Vom organiza un șir de întâlniri cu domnul Ciprian Vărcan și editura domniei sale. Am întârziat până acum din motive pe care nu le mai înșiresc doamnei Rodica Bărbat și în primul rând acestui prieten extraordinar al scriitorilor care este Vladimir Jurescu. Ne-am venit încă o dată mulțumirile noastră. Vreau să vă invit încă o dată la altă întâlnire a sfatuilor la cei 100 de ani a lui Anavi, căruia domnul Aurel Gheorghe Ardeleanu i-a făcut încă un bust, nu numai Vladimir Jurescu, nu numai Eugen Dorcescu au sfatuit, ci și mai recent și Anavi. La o întâlnire